Suntem două persoane, eu care investesc pe 3 februarie și tu care investești pe 3 februarie după ce ai informația de la mine. Intrăm cu sume mari de bani, intrăm cu câte $1 miliard. Eu intru cu $1 miliard pe 1 februarie, tu intri cu același $1 miliard pe 3 februarie. Eu când am cumpărat, am mișcat prețul, să presupunem că am cumpărat o monedă care valorează $100. Eu am mișcat puțin prețul la $110, să spunem, și tu, pentru că ai aflat de la mine că am cumpărat și ești entuziasmat, vii și tu pe 3 februarie și cumperi cu aceeași sumă, doar că tu cumperi la $110. Eu văd că s-a mai mișcat odată prețul și eu vând. Atunci eu am creat un dump, tu ai cumpărat la $110, $120, dar eu am făcut vânzare și am ieșit pe profit. Prețul se duce în jos și tu atunci trebuie să cauți pe altul la rândul tău care pe 5 februarie să vină să cumpere pentru a putea să recuperezi din pierderea respectivă. Tocmai de asta informațiile se dau într-un mod cât mai pozitiv pentru a te face să intri cu banii în acea direcție pentru ca alții să iasă de acolo. Creșterea prețului pe criptomonede pentru a fi de înțeles pentru trecătorul de pe zebră. Dacă Statele Unite au adus în discuție faptul că sunt proiecte care sunt security, iar proiectele nu acceptă să li se spună așa ceva, arată un singur lucru. Statul american vrea să scoată la lumină tot ceea ce se întâmplă în spatele acestor proiecte. Tu, ca și nou investitor în această piață, trebuie să înțelegi un lucru. Dacă aceste proiecte vor fi declarate securities, atunci lucrurile vor sta în felul următor. Valoarea totală a proiectului plus încasări, venituri, profitabilitate vor reflecta prețul criptomonedei respective. Așa cum se întâmplă la o companie de nivelul Coca-Cola. Fac raportări trimestriale, apoi prețul are fie pump, fie dump, în funcție de raportările respective. Au atins ceea ce și-au propus, ba chiar au depășit, atunci o să vină un pump. Dacă nu și-au ratat raportările, va fi un dump. De partea cealaltă, cum ar putea să fie reprezentat prețul unei criptomonede dacă nu este un securities? Păi este simplu. Cantitatea de bani care intră în piață reflectă valoarea unui proiect. Și aici revenim la subiectul anterior. Trebuie să fii întotdeauna pozitiv, întotdeauna să vergi bani în această piață, pentru ca cei care au intrat anterior să poată să iasă. Haideți să luăm un exemplu simplu. Eu am acest carnețel care are 100 de pagini, plus minus. Dacă eu vreau să mă apuc să vând din el, o să dau cu 10 cenți pagina. Cu cât rămân cu un număr mai mic de pagini, voi începe să cresc prețul. Și în ultimele 10 pagini, poate ajung la $100 pe pagină. Dacă oamenii vin și spun, bă, da, paginile astea litere nu sunt bune, că uite, absorb cerneala, se vede pe partea cealaltă, ia, dăm banii înapoi și ia-ți paginile tale. Atunci oamenii vin înapoi cu paginile respective și din 5 pagini pe care eu le mai aveam, o să am iar o cantitate mare de pagini în acest caietel. Și atunci voi fi obligat să scad din nou prețul. Exact acest lucru se reflectă și în piața criptomonedelor. Dacă spui că este security, trebuie să reflecte valoarea companiei respective. Adică este tot o formă de listare la bursă, dar tokenomizată. Dacă nu este un security, valoarea este dată de interesul trecătorului de pe zebră. Cu cât oamenii vor fi mai interesați de acest domeniu, cu atât vor băga mai mulți bani
și prețul o să crească. Cu cât oamenii sunt dezinteresați de un astfel de domeniu, oamenii retrag banii atât cât mai au și dispar sau merg într-o altă direcție. Asta este vorba de cerere și ofertă. Acum, știu că nu toți sunt de acord cu o astfel de idee, dar nici nu am foarte multe așteptări, pentru că informația din mediul online produce foarte multă gălăgie. Și cei care vin și propovăduiesc acest domeniu nu vă spun toate informațiile. Cum ar fi? Eu acum investesc în Polkadot la $5. Ce credeți că o să spun eu? Că Polkadot este un proiect bun sau un proiect rău? Păi, dacă vreau să fac profit, vin și spun că Polkadot este un proiect bun. Dacă am ceva cu venitul meu, o să vin și spun că Polkadot este un proiect prost. Dar pot să schimb ceva când am un număr mic de oameni care mă urmăresc? Eu zic că nu. Dar cu cât sunt oameni în social media și au mult mai mulți urmăritori, cu atât interesul lor este să crească numărul de oameni interesați de domeniu și oamenii, bineînțeles, să vină cu bani. Pentru că este normal și eu, dacă aș avea 200.000 de urmăritori, să presupunem că doar 10% din ei chiar ar veni să investească în ceea ce spun eu. Asta înseamnă că 20.000 de oameni ar putea să vină cu $100 de persoană și putem să fac un clip în care am investit într-un proiect cu capitalizare mică, vi-l prezint pe acest canal, voi ați avea încredere, pentru că este o comunitate imensă, și atunci voi cumpărați. Prețul se mișcă și eu ies. Pentru că dacă vin să vă spun lucruri rele, ce să vezi, atunci pierd eu bani. Și de ce aș face acest lucru? Acum poate vă puneți o altă întrebare. Păi, dar de ce spui tu aceste idei? Pentru mine este simplu. În primul rând, niciodată nu o să vin cu a mă ascunde după deget, niciodată nu o să vin să prezint lucrurile într-un mod diferit. Pentru că planul meu, făcut pe termen lung, nu a inclus idei de genul fac bani din YouTube sau mă voi îmbogăți din YouTube sau lucruri de acest gen. Prezint lucrurile așa cum sunt pentru că eu am planul bine trasat. Știu în ce direcție merg, știu de unde vin sursele de venit și niciodată nu o să vin să mint cu ceva pe acest canal doar de dragul de a face audiența mai mare. Dar, așa cum am spus, oamenii nu vor să vadă lucrurile așa cum sunt cu adevărat, ci așa cum li se prezintă, dar nu înțeleg că în spatele acelor idei sunt alte interese la mijloc. Nu înțeleg că eu mai repede te manipulez să cumperi ceea ce spun eu, pentru că a doua zi eu ies și tu rămâi cu pierdere. Haideți să vă explic o scurtă paranteză și pentru cei care nu au înțeles clar, suntem două persoane. Eu care investesc pe 3 februarie și tu care investești pe 3 februarie după ce ai informația de la mine. Intrăm cu sume mari de bani. Intrăm cu câte $1 miliard. Eu intru cu $1 miliard pe 1 februarie, tu intri cu același $1 miliard pe 3 februarie. Eu când am cumpărat, am mișcat prețul, să presupunem că am cumpărat o monedă care valorează $100. Eu am mișcat puțin prețul la $110, să spunem, și tu, pentru că ai aflat de la mine că am cumpărat și ești entuziasmat, vii și tu pe 3 februarie și cumperi cu aceeași sumă, doar că tu cumperi la $110. Eu văd că s-a mai mișcat odată prețul și eu vând. Atunci eu am creat un dump, tu ai cumpărat la $110, $120, dar eu am făcut vânzare și am ieșit pe profit. Prețul se duce în jos și tu atunci trebuie să cauți pe altul la rândul tău care pe 5 februarie să vină să cumpere pentru a putea să recuperezi din pierderea respectivă. Tocmai de asta informațiile se dau într-un mod cât mai pozitiv pentru a te face să intri cu banii în acea direcție pentru ca alții să iasă de acolo. Haideți mai la un subiect, pentru că
Am dezbătut foarte mult această idee.